Și iar s-o sinucis cineva? Da, și azi. Data trecută la Ministerul Justiției, acum la avocață, popor. Nu reacționează. Dar pe așa o să rămânem fără populație, băiete. Și eu am întrebat dacă ei nu suntem de chestia asta și au zis că nu, n-are nicio importanță. Asta e efectul medicinii lor, salvatoare. Schimbați legea dacă îi strâmbă! Sunteți avocații poporului sau ai popoului? Meritați-vă salariile, nu stați ca niște trânduri! Nu, dar poate intra în audiență. Dar nu vreți să vă autosesizați? Ce problemă, dar nu știu care e subiect. Deja de două zile am difuzat pe mass media că e închis, stă după gratie pentru 25 zile pentru că n-a achitat poliția medicală și legea nu prevede sancțiune cu privarea de libertate. Dumneavoastră probabil știți mai bine. Pe cazul ăsta se autosesizează cineva? Aveți un document, ceva? Sunteți are decizia de judecată. Este încheierea. Ați angajat un avocat? A fost unul de la stat și l-a îngropat. A fost unul de la stat care i-a complice și-a făcut meseria cu judecători. Nu vreau să vorbesc despre meseria. Dar nu vreți să vă... Dar cine e el? Poate aveți un contract cu cineva de chiar. Nu, cine, contract cu avocatul ei n-au avut. Avocat de la stat a participat. Măcar cum îi spune? Vreo decizie de... Este încheiere, zic. E politic, mă dâi, este decizia în presă, o vedeți. Dacă vreți, vă dau link-ul acum. E contestată? Nu, pentru n-au contestat, n-au avocat, să, nu au avocat, avocat de stat, adică nu au. Oricum, trebuie să vedem o situație clară, nu este decizia judecătorească, există cale de atac, putem să protestăm. Da, acolo scrie că în 15 zile poți contesta. Degeaba la dacă omul stă 25 zile închis, când o să examinezi curtea de apel? Legea nu permite să fie închis omul, dar după lege nu poate. Dar faptul că omul stă închis acolo, nu trebuie să protesteze nimeni, să fac scandal pe chestia asta. Că avem opinie, asta e foarte bine. Eu vorbesc acum tehnic despre procedura juridică, care se numește procedura de a contesta hotărârea judecătorească în care s-a dispus arestul. Asta vorbesc. Gine, când au dispus executarea pe loc și împușcarea omului, după aceea degeaba mai atacat. Este utilizat calea. Nu, ei n-au înregistrat. Încă nu au primit hotărârea motivată, ei n-au putut o contesta, ei n-au avocat. Nu cunoașteți sistemul juridic. Și că vă mai întreb ceva, dacă tot sunteți aici. Centrul dumneavoastră nu contestă legea asta care e total neconstituțională. Impozitarea dublă. Și faptul că oamenii sunt amendați pentru că nu știu. Penalitățile pentru poliția medicală sunt constituționale, legea asta este constituțională. Noi avem ceva opinii în raportul nostru pe anul trecut. Acolo puteți consultați cum a fost problema în vizorul nostru. Avem și niște adresări din partea cetățenilor, avem ceva. Nu am ajuns la Curtea Constituțională. Dar legea vă permite. Strâmbă rău, nu? Legea ne permite să ne adresăm, sigur. Și de ce nu o faceți? Nu, trebuie să decidem, eu nu știu, acum e ușor să spui. Un serviciu impus. Există o politică de stat, eu vă zic că întrebarea se... Statul poate să fie... Politica exterminării de stat. Ei ne extermină cu serviciile astea. Eu dacă nu folosesc gaz, dacă nu am bani pentru gaz, nu folosesc. Așa trebuie să fie și cu medicina, nu? Deci trebuie să-mi ceară mie bani pe care nu-i am. De ce e un serviciu impus? Da, de ce mi-l bagă pe gât? Mi se pare corect chestia asta? Este chestiune de politică. Uite la ce s-a ajuns. O politică de ajutor social care este bazat pe principiul solidarității. Dar solidaritatea, omul nu am bani, eu nu am bani, sunt șomer. Nu e registrat pentru că sunt specialist. Credeți-mă că întrebarea nu o rezolvăm acum. Nu, noi vrem opinia rămâne în opinia și în vizorul nostru problema, dar zic ceva, puteți consulta deja de lucrul nostru efectual. Dacă ajungem la CEDO, câștigăm procese pentru pe chestia asta. Sunt chestii mult mai în detaliu decât ar fi să discutăm acum așa. Totuși, sancțiunile astea sunt din 2008. Sunt atunci promulgate legile astea. Până acum, ce s-a făcut? Dumneavoastră aveți dreptul să contestați legea procurorului, mai știu câteva persoane. Avem câteva subiecte. Noi personal nu avem dreptul să facem chestia asta. Și atunci de ce nu ne reprezentați? De ce nu ne apărați interese de cetățeni? Pentru că nu putem să intervenim în fiecare caz așa expront cum considerați dumneavoastră. Asta nu fiecare caz, asta e o lege. Avem tot titlul 2 din Constituție care se numește drepturile și libertățile fundamentale.
Unde e prioritar rele tratament? Unde e prioritar reținerea arestului? Unde e prioritar prestațiile medicale? Abuzuri, de deja de o săptămână asta? Omul stă după gratii. Nu știu. Haideți să vedem. Vă spun ca să punem din capul mesii. Mergem acum să vedem ce pretenții aveți, dar trebuie să spunem la capitolul, nu știu, condiții, raportul cu administrația, pentru că răspunsul nostru este unul tehnic și bazat pe procedură judecătorească. Este absolut necesar a contesta procedura pentru care s-a făcut acest răspuns.